Mergem mai departe cu un interviu exclusiv cu Maria Ciobanu și Camelia, fata ei din America. Fica ciocărliei muzicii populare românești vorbește despre căsnicia de 33 de ani și afacerea pe care o are peste ocean. Însă, mare artistă a făcut și un anunț. Spune când va reveni în România. Doară frunzele din fagi, mă. Cei 33 de ani de căsnicie îi pot caracteriza ca fiind o muncă asiduă, pot să spun, ca în fiecare căsnicie, și cu bune și cu rele, cu multe satisfacții, dar și cu destul de multe obstacole ale drumului vieții, dar le-am depășit până acum, ne-a ajutat Dumnezeu și le-am depășit și ne simțim destul de împliniți și suntem bucuroși că Dumnezeu ne-a dat sănătate și în continuare suntem Gibraltar unul altuia. Relația cu soțul meu se bazează pe o încredere reciprocă indefinită și asta a fost din start. Ne-a ținut uniți unul pentru celălalt. Salonul meu, micuțul meu salon care mă definește, merge bine, necesită foarte multă muncă și orice afacere care o ai și nu are importanță unde o ai, necesită foarte mult sacrificiu și foarte multă muncă. Revenim cu drag acasă, în România. Sufletul nostru este tot acolo. Nu are importanță unde suntem în lume și suntem legați de pământul și de țara noastră. Da, este posibil să ne reîntoarcem. Copiii mei vor să trăiască în Europa, încă își termină și își finalizează studiile și nu știm niciodată unde ne va duce destinul. Important este să fim împreună și unde vor merge ei, vom merge și noi. Mami, după cum vedeți, se simte bine, este cu mine aici, alături de mine și este o binecuvântare pentru noi. E o energie bună și maternă și avem foarte multe de învățat de la dumnea ei. Mă simt foarte fericită să o am aproape. Da, mi-este foarte dor de casa de România, de admiratorii mei, de publicul din România, de toți românii. Mi-e tare dor. Și o să mă întorc în vara asta într-o vacanță mică să-mi văd admiratorii și prietenii. Cuvintele sunt mici să-i mulțumim mamei pentru existența noastră, pentru talentul care mi l-a dat, pentru modelul în viață de urmat. Se caracterizează prin multă voință, tenacitate. Am depășit foarte multe obstacole, numai gândindu-mă la sfaturile mamei. Și întotdeauna îi mulțumim pentru tot ce a făcut pentru noi. Timpul nu se poate ține pe loc, dar totul vine din interior. Dacă respiri bunătate, ți se oglindește pe față. Și cred că mama, care este o minune și un om atât de bun, nu va îmbătrâni niciodată. Tenul frumos necesită foarte multă îngrijire și trebuie sistematic avut grijă de ten. Nu
se poate face imediat. Este de lungă durată și trebuie să fii perseverent cu tenul. Trebuie să pui foarte multe vitamine, trebuie să-l cureți foarte bine, trebuie să îl hidratezi și să te odihnești și să elimini stresul pe cât posibil. Mă uitai bine în oglindă.